Salut băieți, eu sunt Beni și bine v-am regăsit la un nou video cu Minecraft, da, și chiar dacă o să trebuiască să șterg și să blochez comenturile fără inteligență ale haterilor sau nu numai din rubrica de comentarii, o să postez jocul ăsta și vreau să mă apuc poate să postez mai des Minecraft-ul pentru că este destul de popular și mi-a plăcut la un moment dat și l-am jucat mult și poate o să găsesc din nou sentimentul ăla pe care l-aveam când jucam. Ce nume să punem? O să punem ABC pentru moment, Survival, More World Options, Allow Cheats, no, n-avem de astea, Bonus Chest, Tom Chest, no, ok. Deci, înregistrăm și o să vedem în câteva secunde că avem și shadere, deci are o grafică bună. Jocul ăsta este destul de complex, dar am văzut că s-a cam îndepărtat audiența de la Origins, adică Survival, și mie nu prea îmi place să joc altceva. Și ce frumos este! Îmi place! Ok. Ar trebui să avem chest de ăla, dacă am dat bonus? Ar trebui, dar se pare că n-avem. Dar nu este nicio problemă. Primul lucru pe care vrem să-l facem este să ne gândim... ce bine arată grafica? Nu. Ne gândim ce vrem să facem. Dacă vrem să fim gamerul, adică exploratorul, care pur și simplu nu e nevoie să-și facă o casă, efectiv explorează și doarme pe unde apucă, pe pat, sau dacă vrem să construim. Și eu o să fiu exploratorul, așa că avem prima dată nevoie de ceva lemn. Și nu încercați în viața reală să dați cu pumnul în copaci, în caz că n-ați făcut-o deja. Eu am făcut-o când eram mic și mă uitam la filme cu karatiști. Și, na, bine, am avut inspirația să nu dau prea tare, că altfel poate nu mai puteam să țin mouse acum bine în mână. Luăm lemnul, frumos îl transformăm în scânduri de astea, punem așa, parcă făceam lemnul, corect, corespunzător. Dar mai întâi avem nevoie de o masă de crafting, un crafting table, o masă de lucru în română, ca să nu fim engle, da, o să mă gândesc la denumirea aia, care li se spune, care li se pune celor care folosesc cuvinte în engleză în locul celor în română. Cu toporul putem să tăiem lemn mai ușor și dacă joci pentru prima dată în Minecraft, o să subliniez, nu așa arată jocul ăsta în mod normal, astea sunt shadere, e ciocapit light, dacă nu mă înșel, video settings, shaders, da, e light-ul. Ok, avem destul lemn, spun eu, și gata, trebuie să mergem mai departe. Un explorator nu stă pe loc, FPS-urile sunt mai mult decât jucabile. Ok, FPS-urile poate nu sunt jucabile, dar sunt destul de bune încât jocul ăsta să fie jucabil. Asta e o abordare mai bună. Să alergăm puțin. Ce în față. Avem și modul ăsta zoom, frumos, de la Optifine. Poate să fac un tutorial. Și da, mergem frumos, explorăm. După cum am spus, sunt mai multe tipuri de jucători de Minecraft. Cel care își face așezările, cel care explorează. Și eu pe moment vreau să fiu exploratorul ăsta. Yay, Minecraft. Ok. Sper să nu devină prea plictisitor și monoton, cu toate că dacă ești interesat de jocul ăsta și efectiv ești abonat tineri la Fidel, care mă susține și te uit la orice postez, mai ales până la final, și ăștia sunt abonații care îmi plac cei mai mult, atunci o să te uiți, pentru că oricum e frumos jocul ăsta și nu diferă prea mult de varianta clasică a Minecraft-ului, pentru că e light, adică ușor, cum se ia urt de la light. Sper să nu-mi iau copyright pe muzica din Minecraft, este foarte posibil, dar să sperăm că totul este bine. Luăm și puțin lemn dintre ăsta. Acum trebuie să căutăm ceva mâncare. Avem nevoie de mâncare și de ce nu dau peste niciun animal? Dacă aveam oase, recrutam niște câini de ăștia. Acum
Oare merge cu carne? Dacă îi dau carne la lup să-l domesticesc? Nu, stai. Come back here, you little piggy. I wanna taste you. Nu stai, mă, gustul, stai, mănânc cu totul. Așa, grăsun și suculent. Oh, vin încoace. Nine! Gata, avem destul să nu periclităm specia. Mă gândesc să rămân aproape de băieții ăștia de lupi și poate vine un schelet, îl scot din joc, din ecuație și după aia pot să adun cățelul. Dacă îi dau oase să mănânce, o să mă urmeze și e ca un companion și foarte util, vă dați seama. Dar, dacă nu e, putem pur și simplu să plecăm. O să trebuiască totuși să adunăm ceva piatră pentru ca să fac cuptorul și să îngătesc carnea. Cred că ar mai fi trebuit să fi luat, dar, bă, cum am spus, nu vreau să abuzez de resursele naturale. Aici piatra din belșug. Sper că e piatra aia. Nu, e gravel. Wow, câta petriș. Îți dai seama câte săgeți îți faci din ala. E folositor zoom-ul ăsta. De aici nu prea pot să văd. Din de aici pot să văd deja, dar ați prins voi ideea. Ok, văd acolo niște sfeclă de zahăr sau de-aia. Sfeclă de zahăr, 300 de zahăr. 300 de zahăr, bine. Este sferici, frumos. Ok. Ce mai găsim? O peșteră. Eww, oh, yeah. Să sperăm că nu e așa mică, dar e mare, o să explorăm înainte să termin acest episod. Ok. Avem nevoie de crafting table pe care o să-l punem aici. Soarele unde-i? E la amiază, mai avem jumătate de timp. Nu asta vreau să fac, am vrut să pun masa de craft. Pentru că dacă vrem să luăm piatră, o să trebuiască să o scoatem cu un turnăcop. Și turnăcopul îl facem acum. De avem material exact. Scoatem turnăcopul frumos și colectăm niște piatră. O să o colectăm de aici. Pam. Cobblestone. Perfect. Încă puțin. Avem 6, ne mai trebuie încă 2. Să facem un cuptor. Să mâncăm ceva, după care o să adun și pentru restul netilor, să le fac și pe ele din fier, până din fier, ar fi bine, le facem din tablă. Na, nu vreau să fac asta, dar v-ați prins. Până o să le facem din fier, o să le facem din piatră. Ok, charcoal, cărbune, nu mai avem nevoie oricum de aia. Dacă îmi transform astea în bețe, cam atât. Cam de atât am nevoie. De altceva n-am nevoie. 40 de bețe sunt mai mult decât suficiente. Ok. Să mai adăm puțină piatră, după care o să ne ducem să explorăm peștera, evident, pentru că suntem exploratori și asta face un jucător explorator. E ok, avem cooked pork chop. Ok, avem viața full. Să ne facem și un turnăcop cu care să luăm mai multă piatră și poate să ne facem și o sabie în caz că dăm de alți locuitori ostili al acestei peștere. Acestei peșteri. Ok. Fizica din Minecraft working as intended. Ok, avem aici tot. Trebuie să fac și un de la o lopățică. Pentru că dacă o să mă duc la explorat, sigur o să am nevoie de ea. Am să fac și sabie. Ok, avem sabia. O punem una stângă. Ok, aici mai avem nevoie. O să iau... Trebuie să fac și un topor, evident. În caz că am nevoie să dau damage mai mult, într-o perioadă scurtă de timp. Am luat aia. Iau și asta. Ar trebui să am câteva torți înainte să intru. Și din fericire am făcut din charcoal ăla
4. Ok. O să trebuiască să le folosim cu cap. Bine că nu se termină aici. Ok. Oh, perfect. Avem niște cărbune aici. O să trebuiască să-l luăm. Pentru că ne folosește la multe chestii. Ok, acolo pare să nu mai fie nimic. Nisip. Ok, și nu, aici se termină peștera. Da, se pare că n-a fost așa multă acțiune. Luăm totuși ciuperca asta. Poate facem ceva mâncare din ea mai încolo. Ok, ok. Și da, cam asta a fost. Din păcate, nine. Dar asta este... Nu iau torța, las-o aici. Să nu se mai spawneze mobi. Și de asemenea să știu și eu în caz că mai trec pe aici. Că am fost pe acolo. O să continuăm explorarea, dar ghiți ce? În episodul următor. Wow, nu se face noapte, o să fie rău pentru că ce fel de peste aia n-am pat și o să fie urât. Da. Deci ne vedem data viitoare. Salut.